doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Tragedie astăzi la Nănești. O femeie de 78 de ani și un bărbat de 68 de ani au fost găsiți carbonizați în propria locuință. Pompierii au intervenit pentru stingerea flăcărilor. Două persoane și-au pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit la o locuință din Nănești. Este vorba despre un bărbat de 68 de ani și o femeie de 78 de ani. Potrivit unei informări venite din partea reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Anghel Salini al județului Vrancea, trei echipaje de stingere din cadrul punctului de lucru Vulturu și a detașamentului de pompieri Focșani au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuință din comuna Nănești. La fața locului au intervenit în cooperare un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea și pompierii voluntari ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Nănești. La sosirea forțelor de intervenție ardea generalizat o locuință de circa 120 de metri pătrați. Din nefericire, în timpul desfășurării acțiunilor pentru lichidarea incendiului, au fost identificate două victime carbonizate, respectiv o femeie de 78 de ani și un bărbat de 68 de ani. În această după-amiază, pompierii au intervenit din nou, de această dată la Suraia, unde a luat foc magazia dispensarului din localitate. Trei echipaje din cadrul detașamentului de pompieri Focșani au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă. Intervenția promptă a pompierilor militari, care au acționat în cooperare cu voluntarii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Suraia, a limitat propagarea incendiului la dispensar, acesta cuprinzând acoperișul magaziei în suprafață de circa 30 de metri pătrați și lemnele din interiorul acesteia. Cauza probabilă a incendiului a fost un coș de fum deteriorat sau amplasat necorespunzător față de materialele combustibile. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, au transmis pompierii vrânceni. Îți place să cânți? Vrei să fii o vedetă? Să cânți nu e greu. Vino la Ateneu. Este îndemnul reprezentanților instituției de cultură. Copiii cu vârste cuprinse între 4 și 14 ani sunt așteptați să se înscrie la spectacolul Vreau să fiu vedetă. Cei mai buni concurenți vor fi selectați pentru festivalul Florile Dragostei, care va avea loc în luna mai. Copiii cu aptitudini muzicale sunt așteptați la Ateneul Popular din Focșani. Instituția are în desfășurare un proiect de descoperire și lansare a tinerelor talente locale. Se pot înscrie copii cu vârste cuprinse între 4 și 14 ani. În aprilie și mai vor avea loc două spectacole de promovare a tinerilor talentați sub titlul Vreau să fiu vedetă. Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia își propune ca în lunile aprilie și mai să promoveze tinerele talente din rândul copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 14 ani, organizând în felul acesta un spectacol cu numele Vreau să fiu vedetă. Pentru asta ne-am gândit ca vârstele copiilor să fie împărțite cumva în două categorii, 4 și 10 ani, înscrierile să se facă în perioada 20 martie-21 aprilie 2023, iar spectacolul să se desfășoare în data de 28 aprilie, iar cea de-a doua categorie, cu vârste cuprinse între 11 și 14 ani, pentru care înscrierile încep în data de 10 aprilie și se termină în 5 mai 2023, spectacolul fiind în data de 12 aprilie 2023. Cei mai talentați dintre concurenți vor fi selectați de juriu pentru a participa la festivalul concurs de muzică ușoară românească Florile Dragostei din 31 mai 2023. Concurenții care vor trece de această selecție în urma jurizării vor avea acces liber la Festivalul de Muzică Ușoară Românească din data de 31 mai 2023, festival care se numește Florile Dragostei și care a ajuns la cea de-a 24-a ediție. Documentele pentru înscriere pot fi descărcate de pe adresa site-ului Ateneului sau pot fi procurate direct de la sediul instituției și pot fi depuse personal sau de către părinte sau tutore de luni până joi în intervalul orar 8-16:30 și vinerea de la 8 la 14 sau prin e-mail la ateneulpopular@yahoo.com și contact@ateneucratimapastia.ro sau la numărul de WhatsApp 0721 771066. Să cânți nu e greu. Vino la Ateneu!
Vrâncenii care dețin proprietăți imobiliare pe care le închiriază trebuie să plătească taxe și impozite la stat. 31 martie este termenul limită pentru înregistrarea contractelor de închiriere aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2023. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea aduce în atenția contribuabililor persoane fizice că în cazul contractelor de închiriere aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2023, înregistrarea la organul fiscal competent a contractului încheiat între părți și a modificărilor survenite se efectuează în termen de cel mult 90 de zile de la data la care a intervenit obligația înregistrării acestora, 31 martie 2023. Finanțiștii reamintesc că prin ordonanța Guvernului numărul 16 din 2022 a fost instituită obligația pentru persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare și cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, începând cu data de 1 ianuarie 2023 de a înregistra contractul încheiat între părți, precum și modificările survenite ulterior la organul fiscal competent. Pentru contractele de închiriere încheiate după data de 1 ianuarie 2023, proprietarii persoane fizice au obligația înregistrării acestora, precum și a modificărilor survenite ulterior la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii producerii modificării acestuia. Pentru contractele aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2023, proprietarii persoane fizice au obligația înregistrării acestora, dacă nu sunt deja înregistrate, în termen de 90 de zile, respectiv până la 31 martie 2023. Pentru bunurile deținute în comun, fiecare coproprietar persoană fizică are obligația înregistrării contractului de închiriere la organul fiscal competent. Cererea de înregistrare, respectiv formularul C-168, însoțită de copia contractului de închiriere, se depune de persoanele fizice direct la registratura organului fiscal, prin poștă cu scrisoare recomandată sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Organul fiscal va notifica persoanele fizice care figurează în evidențele cu venituri obținute din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal și care nu și-au îndeplinit obligația de înregistrare a contractelor de închiriere, după cum se arată într-un comunicat al Administrației Județene a Finanțelor Publice Vrancea. Dacă lucrările de reabilitare a străzilor și parcărilor din cartierul Bahne ar fi încheiate, am putea vorbi despre cel mai modern cartier din municipiul Focșani, a precizat primarul Cristi Misăilă în ultimul interviu acordat postului TV Atlas. Din păcate, proiectul a fost de 7 ori la mapa consilierilor locali și de fiecare dată a picat, pentru că aleșii și PNL-USR nu l-au votat. Cartierul Bahne din municipiul Focșani pare un imens șantier uitat. De 7 ori a fost pe ordinea de zi a Consiliului Local proiectul privind reabilitarea străzilor și a parcărilor din această zonă a municipiului. Și tot de atâtea ori a picat. Între timp, locuitorii suportă această situație și dezordine. Primarul municipiului, Cristi Misăilă, a vorbit în ultimul interviu acordat TV Atlas despre acest subiect. Avem de reabilitat partea carosabilă și parcările. Și partea carosabilă a parcărilor. Avem foarte multe zone unde au fost eliminate garajele și au rămas spații goale, urâte, dar pe care eu mi-am propus să le reabilităm și să le construim ca parcări moderne, unde cetățenii să poată să-și parcheze civilizat mașina. De 7 ori am intrat cu proiectul de hotărâre primind aprobarea acestui proiect în Consiliul Local și de 7 ori mi-a fost respins de către consilierii locali, motivând faptul la fel că eu aș avea nu știu ce partipriuri cu nu știu ce societate comercială. Oameni buni, înțelegeți că toate aceste proiecte se scot la licitații. Acolo se prezintă constructori de peste tot din țară. Și toți cei care îndeplinesc condițiile sunt evaluați și în funcție de oferta fiecăruia se decide cine este câștigătorul și cine poate să realizeze această investiție. Este o falsă ipoteză că noi am putea să falsificăm în vreun fel aceste licitații. Mai mult decât atât, suntem controlați an de an. Iată, acum pe data de 2-3 mai am fost deja înștiințați, vom avea din nou controlul Curții de Conturi Vrancea. În fiecare an avem cel puțin o lună de zile o echipă de auditori din cadrul Curții de Conturi Vrancea, care verifică la sânge tot ce înseamnă investiții, tot ce înseamnă modul de cheltuire a banului public. Și mulțumesc Dumnezeu că până acum nu am avut probleme de natură penală, au mai fost poate mici scăpări, au mai fost poate unele interpretări ale legii, dar care au fost îndreptate și
În urma acestor controle chiar am avut multe de învățat și în continuare suntem supuși acestor legi și trebuie să le respectăm tocmai. Domnul primar, una și până fac două, că nu mai avem timp. Bahnele la ora actuală este terminat, așa cum mi-a dat cineva o replică? Bahnele este făcut. După părerea mea, nu este făcut. Doar partea de spații verzi și trotuare, sistem acolo de supraveghere, sistem de supraveghere video, sistem de iluminat public, locurile... Aveți sistem de supraveghere video? Avem în mai multe zone, nu acoperim tot cartierul, dar avem în mai multe zone. Inclusiv avem locuri de joacă pentru copii, avem spații de relaxare pentru cetățeni. Sunt, zic eu, lucrări care au schimbat fața acestui cartier foarte mult, dar dacă s-ar fi finalizat și cu reabilitarea parcărilor și a zonelor de străzi, ar fi cel mai modern cartier din acest moment din municipiul Focșani. În cursul acestui an, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea va organiza cursuri, programe de inițiere, calificare și perfecționare în diverse meserii. Cursurile au durate diferite, de la o lună și jumătate până la 5 luni. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea desfășoară pe parcursul acestui an cursuri cu finanțare din bugetul asigurărilor de șomaj. Domeniile sunt variate și sunt pentru inițiere, formare și perfecționare. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea va organiza în cursul acestui an cursuri de formare profesională, și anume programe de inițiere, programe de calificare și programe de perfecționare. În cadrul programelor de inițiere vor fi organizate cursuri de machior, comunicare în limba engleză, operator introducere, validare date, stilist, protezist unghii, competențe cheie, comunicare în limba română, masseur. La programele de calificare vor fi desfășurate cursuri de agent de securitate, ajutor bucătar, bucătar, îngrijitor spații verzi, femeie de serviciu, frizer, mecanic auto, lucrător finisor în construcții, lucrător în alimentație. Și în cadrul programelor de perfecționare vor fi organizate cursuri de contabil, formator și inspector în domeniul sănătății și securității în muncă. Persoanele care vor participa la aceste cursuri trebuie să știe următoarele lucruri. Cursurile de nivel 1 au durata de o lună și jumătate, cursurile de nivel 2 au durata de 3 luni, cursurile de nivel 3 au durata de 5 luni, cursurile de inițiere au durata de o lună și jumătate și la fel cursurile de perfecționare au durata de o lună și jumătate. Pentru înscriere este nevoie de un set de documente în original pe care să-l depuneți la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea. Cine dorește să se înscrie la cursuri trebuie să aducă recomandare pentru curs de la Agenția Locală Focșani, actul de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie dacă este cazul la femei, diplomă sau adeverință de studii, adeverință medicală și aceste acte trebuie să fie în original și în copie Xerox. Persoanele doritoare se pot adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea la sediul din Bulevardul Unirii, la camera 7 sau la numărul de telefon 224-677 interior 105. Focșănenii sunt invitați la evenimentul Ora Pământului, sâmbătă 25 martie 2023, în Piața Unirii. Iluminatul public va fi întrerupt, dar vor fi aprinse și lansate către cer 1000 de lampioane. Tinerii din Focșani vor lansa 1000 de lampioane de Ora Pământului. Sâmbătă 25 martie 2023, între orele 20:30 și 21:30, în Piața Unirii din municipiul Focșani va fi marcată Ora Pământului, cea mai mare mișcare voluntară de mediu din lume. Simultan, în peste 60 de țări, autoritățile locale vor opri iluminatul public între orele 20:30 și 21:30, într-o acțiune prin care ne arătăm angajamentul de a proteja planeta. În acest an, proiectul Ora Pământului a fost inițiat de Consiliul Local al Tinerilor din Focșani și este finanțat de Primăria și Consiliul Local al Municipiului Focșani. Vor fi lansate 1100 de lampioane biodegradabile în Piața Unirii, dar și la Căminul pentru persoane vârstnice. Sărbătorim Ora Pământului de fiecare dată în ultima sâmbătă din luna martie, care este foarte aproape de echinocțiu. Este o acțiune simbolică prin care tinerii atrag atenția asupra efectelor poluării produse în procesul de obținere a energiei electrice. Este un moment de reflecție asupra ceea ce putem face pentru a proteja planeta și a trăi în armonie cu mediul. Pe această cale îi invităm
pe toți cetățenii municipiului Focșani să vină în Piața Unirii pentru a marca împreună ora pământului sau să stingă luminile din casă sau din clădirea în care își desfășoară activitatea timp de o oră. Au transmis reprezentanții primăriei municipiului Focșani. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi variabilă. Cerul va fi mai mult acoperit pe parcursul nopții, dar mâine vom avea parte de vreme bună, pentru că cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla în continuare intens. Temperaturile minime se vor încadra între 0 și 2 grade, iar cele maxime între 8 și 10 grade Celsius. Cu datele despre vreme punem punct știrilor Atlas TV din această seară. Vă mulțumim pentru atenție! La revedere!